Răfuială în lumea interlopă, Marius Alin Alecu, alias Bebino, unul dintre liderii clanului sportivilor, a fost tăiat cu o sabie în plină stradă de un membru al unui clan rival. În urma atacului, Bebino s-a ales cu două degete amputate, tendoanele de la mâini secționate și mai multe tăieturi pe torace. El a fost transportat de urgență la Spitalul Sfântul Pantelimon din București. Interlopul este internat sub pază pentru a se putea evita eventuala escaladare a luptelor chiar în interiorul spitalului. Deocamdată autorul atacului este căutat de polițiști. Din primele informații ar fi vorba despre nepotul lui Napoleon Gheorghe, antrenorul echipei de box de la Dinamo, persoană cu antecedente penale. Dosarul atacului, care a avut loc vineri seară, este instrumentat de procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul București.